Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Social Media. Mi-am propus să discutăm un pic și despre elevii noștri eminenți, să vorbim un pic și despre elevii noștri cu rezultate foarte bune la învățătură, să vorbim un pic și despre activitatea acestor copii care totuși învață în astfel de vremuri, pentru că de ce să nu recunoaștem, cam toate sunt la pământ la noi în țară în ultima perioadă, însă învățământul, sănătatea au avut foarte mult de suferit. Iată că vorbim despre 5 elevi ai școlii post-liceal sanitare Vasile Alexandri din Focșani, despre elevii cu rezultate foarte bune la învățătură, elevi care au fost premiați de către conducerea acestei instituții cu o excursie la Bruxelles, tineri care s-au întors acum foarte puțin timp și care au venit să ne povestească și nouă cam ce au văzut acolo, cam ce vor face în următoarea perioadă, pentru că de ce să nu recunoaștem cum sistemul nostru sanitar are foarte mult de suferit în ultima perioadă, vom vedea dacă vor mai avea de gând să rămână în țară să profeseze și în această ediție voi sta de vorbă cu elevii noștri Oana Fotia, Ionuț Hanu, Florentin Dudu și Alina Șeitan. Bine ați venit la noi în emisiune. Aș vrea să încep această ediție specială referindu-mă la ceea ce vedeți și voi acum în sistemul sanitar. Sunteți asistenți de medicină generală, sunteți și voluntari. Voluntari ai Crucii Roșii, voluntari ai Primăriei Municipiului Focșani. De fiecare dată când este nevoie de voi, nu se pune problema, sunteți disponibili la orice oră din zi și din noapte. Însă, pentru eforturile depuse, ați fost și premiați, ați primit o excursie, v-ați întors cu gânduri frumoase de acolo, însă, făcând o comparație cu ceea ce ați văzut peste hotare și cu ceea ce se întâmplă la noi în țară, la noi în sistemul nostru de sănătate, cam cum vă vedeți voi viitorul? Diferit de ce vedem aici. Sperăm într-un bine. Dar, momentan, situația e și un pic dificilă la noi. Una la mână, pentru a pleca în afară, dacă prinzi contract de bine. Dacă nu, e greu. Până la urmă, și acolo suntem toți străini. Mereu va fi pusă eticheta. Iar aici e și mai greu, că nu sunt locuri de muncă, în afară de faptul că salariile sunt foarte mici, condițiile incomparabile față de afară, și ca loc de muncă și ca muncă propriu spus. Exact. Și dotările lasă de dorit aici, vă referiți la modul vostru de a vă îngriji un bolnav, un pacient, de a face această meserie cu mult drag și să aveți tot ceea ce trebuie. Însă, vorbeai de aceste contracte de muncă în afară. Nu credeți că statul ar trebui să facă mai mult în această direcție? Pentru că zilele trecute se vorbea despre faptul că acei asistenți, acei absolvenți de școli sanitare nu vor mai avea voie să plece în afara țării, pentru că se spune că statul a investit în aceste persoane, că vor avea un loc de muncă stabil în România, însă salariile sunt de nimic, locuri nu știu unde or mai fi, pentru că avem spitale desființate. Haideți să vedem care sunt părerile voastre referitor la astfel de situații și dacă vi se va impune să rămâneți în țară, ce veți face aici? Sau dacă veți face memorii mai departe, nu știu, că așa de voluntariat o să vă săturați la un moment dat. Așa este, dar dacă mi s-ar impune să rămânem în țară, probabil o să ne cerem și noi drepturile, pentru că cu un salariu de 7 milioane sau cât o să primim, 700 de lei, eu nu pot să-mi plătesc nici chiria. Cu ce mai trăiesc, ce mănânc, ce... Și în plus, nici nu se pune problema de un salariu, atât timp când nu există locuri de muncă, nu există spitale, unde să mă angajez? De ce să îmi impună să rămân atât timp când nu există spitale? Și gândiți-vă că sunt o grămadă de școli, că sunt foarte multe elevi care termină. Da, și dacă nu dă voie să pleci în afară, sunt... Nu știu. Din foarte mult.
Din câte observ eu și din cât îmi dau seama, voi sunteți hotărâți totuși să plecați în afară. Deci, sub nicio formă, nu vă tentează România acum, în condițiile date. Da. Dacă s-ar schimba ceva, poate ne-am gândit mai mult. Florentin, când vorbești de această schimbare, la ce te referi? Și fă o trimitere la ceea ce ai văzut tu acum în această excursie. Ce ați descoperit voi în străinătate? Când vorbești tu de aceste schimbări? În primul rând, în vest, în tot vestul, au alte educații față de la noi. Aici nu poți să spui ceva pentru că imediat îți închide gura orice ai spune. Și acolo salariile, în comparație cu prețurile, sunt destul de acceptabile. Aici, cu un salariu de la noi, nu te poți descurca. Prețurile sunt la fel ca în toată lumea europeană, dar salariile nu sunt. Și... Plus de asta, din punct de vedere al calității muncii depuse în străinătate, pe primul loc se pune accent pe munca prestată. Ai cu ce să-ți faci treaba, ai dotări, ai aparatură, ai resurse. Pe când la noi, mai ales în ultima perioadă, am ajuns să n-ai nici măcar medicamente în spitale și să trimiți bolnavul să-și cumpere singur de la... Păi majoritatea medicamentelor sunt cumpărate din banii noștri. Deși plătim aceste asigurări de sănătate, ne cumpărăm totul dacă ajungem la spital. Îți cumperi tu dacă ai bani, dar când îți vine un amărât de la sate, de la țară, care trăiește dintr-o pensie de nimic, dintr-un 350 de lei pe lună. Voi cum ați ajuta aceste persoane? Pentru că acum cunosc, într-adevăr, medici care fac chetă pentru a cumpăra unele medicamente care le lipsesc. Însă avem bolnavi de inimă, avem pacienți care nu beneficiază de aceste medicamente, cardiacii. Avem medicamente care lipsesc din spitale. Dacă ați fi puși în situația să alegeți între un pacient cardiac, un pacient diabetic, în condițiile în care ați rămâne în țară, ce ați face? Ați rămâne în sistemul sanitar sau v-ați da demisia în secunda următoare? Aș încerca să ajut persoana, nu aș renunța, pentru că mă gândesc, eu nu am un salariu care să-mi permită prea multe, dar sunt sănătos și aș putea să ajut pe cineva care... Chiar dacă nu are o boală foarte gravă sau... Dar totuși, din pensia aia de 3 milioane sau cât are, este destul de greu să mai ieși medicamente și să întreținere și poate are familie, copii. Destul de dificil și aș încerca să ajut. Oana, spune-mi și mie, voi ați tot participat la acțiunile astea de voluntariat. Ați avut vreodată întâlniri cu autoritățile? Cum stăm noi acum la o masă, la discuții, despre viitorul vostru, despre ceea ce vi s-ar putea oferi? Pentru că au văzut, capacitate există, dăruire există, însă aceste autorități cu care voi v-ați întâlnit foarte des, au venit vreodată să vă mulțumească, măcar pentru efortul, pe, nu financiar, de mulțumit așa cu vorbele, da, nimic mai mult. Să te susțină, să-ți zică că pe viitor o să ai și tu o șansă să lucrezi sau ceva mai mult. Dacă poți să ajungi așa, de bine, dacă nu, nu interesează. Da, dar de multe ori, cum s-a întâmplat acum în vară, am avut satisfacție personală, pentru că am fost amplasați în punctele de prim ajutor și un pahar cu apă la cine avea nevoie, o tensiune și chiar e satisfacția aia. Îmi mulțumesc de la un bătrân, chiar e ceva mai mult. Deja când îi vedem pe ei, știm, e treabă de făcut, asta e foarte bine. Dar înainte, că la noi ne așteptăm să primim nimic gratuit. Mai ales în România. Nici în afară nu se întâmplă fără să depui un efort. Dar de bine de rău acolo,
Ai satisfacția financiară și ai satisfacția locului de muncă, pentru că îl desfășori în condiții optime. Și la noi, indiferent cât de mult efort ai depune și oricât ai munci, chiar... Ia spune Ion, te văd zâmbind așa, un zâmbet de ăsta ironic. Zâmbesc că, în principal, mă mai uit pe la știri și văd că, prin partea vestică, acolo pe la austrieci, ei, inclusiv podelele spitalelor, și le amplasează de așa natură încât să nu perturbe liniștea pacienților. Păcă la noi, de exemplu, în spitalul Vrâncean, este lipsă de spirt. Ceva esențial. Și toată lumea fuge după sticluța lui de spirt, să nu în cealaltă persoană. Și e o diferență imensă. Și nici n-ai cum să nu-ți doresc să ajungi să muncești într-un asemenea spital din afară. Pentru că, am spus, condițiile sunt alte. Și plus de asta să pune accent pe munca ta. Dacă la noi trebuie să te dai bine pe lângă un doctor, să fii bine îngrijit, în afară nu cred că se pune problema așa. Ba din contră, chiar tot la televizor am văzut, există un sistem de premiere. Dacă ești mulțumit de calitatea asistenților a doctorilor, poți să faci donații către acel spital și... La sfârșit de an, dacă nu se specifică în clar numele, să îmbunătățește spitalul, să facă investiții în spital. Dacă scrie special pentru tine, îi primești. E o discrepanță foarte mare. Voi o să terminați cât de curând. V-ați gândit la acele fraze pe care probabil le auziți foarte des, nu doar la televizor, acei medici care primesc șpăgi, acei asistenți care se uită și îngrijesc bolnavul doar dacă îi se bagă în buzunar ceva, pentru că cam asta este la noi în țară. Dacă nu dai șpagă, nu ai loc absolut nicăieri, nu te îngrijește nimeni cum ar trebui, pentru că asta e situația. V-ați gândit că acest lucru se va întâmpla și cu voi peste câțiva ani, dacă veți rămâne în țară? Pentru că dacă ați avea salarii, nu ar mai fi încurajată șpaga. Da, nu? Da. De ce în vest nu... Dacă, să zicem, ești român și te duci acolo într-un spital și ajungi obișnuit ca aici să bagi ceva în buzunarul doctorului sau asistentului, te refuze categoric. Aici nu se uită la tine dacă nu îi bagi la buzunar. Da. Și eu nu aș face treaba asta, pentru că știu omul muncește sau poate nu are salariu. Sau nu știu, probabil că zici tu asta acum, dacă nu o să te afli în situația aia și o să zici că o să ai de plătit, nu știu ce, mai copii și asta, acum poate gândești așa, dacă nu o să muncești acolo, te schimbă sistemul, nu știu. Noi nici nu avem legi puse la punct corect. Păi uite, dacă tot ne-am întâlnit aici, ce le transmiteți voi oamenilor care au puterea de a lua decizii, de decizie în țara asta? Ce ar trebui să schimbe? De unde ar trebui să pornească? Pentru că, vedem, se schimbă în alte domenii, acolo unde vor ei. Însă, în sănătate, de unde ar trebui să se pornească? Ce ar trebui să se întâmple? Să nu ne mai plece medicii? Să fie plătiți cum trebuie, să nu mai auzim de cuvântul șpagă, să nu mai avem pacienți care sunt lăsați în voia sorții, în spitale, nu se uită nimeni la ei dacă nu au bani, să nu mai asistăm la spitale închise și redeschise, de unde ar trebui să se pornească? Inițial, sincer, din punctul meu de vedere, de unde ar merita să pornească acele persoane de foarte sus? Să aibă parte măcar un an de zile doar de spitalele acestea. De la noi din țară. Da. Atât. Nu, vai, e domnul nu știu cine sau merg la o clinică privată, mă tratez. Nu. Vină și tu cu o salvare, fii un om oarecare și să vedem după aia. Ce părere mai ai? Sunt convinsă că nu mai. Și să vedem unde se duc fondurile. Pentru că automat, când te duci la o clinică privată și pui banul pe masă, omul zice ok, nu m-a plătit, facem totul în negru. Va fi sănătos. Păi dar își dau și ei seama de dată ce se duc în alte țări să se tranteze. Îți dai seama că nu le convine. Da, dar tocmai cei de sus au parte doar de acel
pat singur, fără să mai fie încă 10 fără de tine, bolnav de N. Fără mâncare, plin de cântat și prin spitale și... Să stea și o săptămână internat și să... Va. Diferența este că, de exemplu, un asistent are 10-12 milioane salariu, un doctor are 15-18, un polițist are 15 milioane, un parlamentar are câteva 10 de milioane, câteva 100 milioane și el stă pe scaun și vorbește sau doarme. Da. De multe ori doarme. Sau urmăresc filme porno, da. De multe ori nici nu este prezent și el a votat. Și e corect. Altul muncește și ea te merge și trebuie să plătească destule, el are gratuit cazare, mașină de servici, telefon de servici. Deci noi suntem... O șansă la noi ar fi domeniul particular de ridicare a nivelului. Da. Pentru că fără ei se pare că nu se face nimic. Fără acele ONG-uri sau ceva care să nu aibă treabă cu politica. Pentru că altceva este când lucrezi la particular și salariul e mult mai bun decât cel de la stat și automat îți faci... Da, dar gândești că cu oamenii ăștia săraci nu ar să aibă posibilitatea să duc la particular, tot la stat. Și la stat, dacă nu să faci nimic, da. Dacă nu locuri de muncă și nu sunt spitale, să vedem ce vor face politicienii acum cât de curând cu aceste înființări de case de asigurări de sănătate paralelă cu Casa Națională. Pentru că la un moment dat o să-ți convină să fugi de la Casa de Asigurări Naționale și să te duci la particular. Plătești aceiași bani ca și cetățean. Însă avem și foarte multe astfel de școli post-liceal sanitare în întreaga țară. Avem, într-adevăr, foarte mulți absolvenți de astfel de școli. Însă mai avem și foarte mulți elevi care sunt înscriși la aceste școli post-liceal sanitare de stat fără diploma de bacalaureat. Cum comentați? Cum vi se pare? Și stând de vorbă cu conducerile acestor instituții, mi se spunea simplu și concis. Nu vor practica în țară, vor pleca peste hotare. Să vedem dacă vor mai pleca peste hotare cei fără diplomă de bacalaureat. Nu sunt recunoscute. Deci asta o știu sigur, că cei care nu au bacalaureat, în afară, nu vor fi luați în seamă. Ca și cum undeva acolo pe diploma noastră la final scrie recunoscută internațional sau nu. Probabil așa va păi și ar trebui să afle și acești elevi, nu? Să afle că nu le sunt recunoscute aceste diplome. Nu știu dacă în țară le sunt recunoscute. În țară, da. Dar părerea mea e că și ei trebuie să se intereseze. Așa cum noi am aflat, fiecare în parte poate să afle. Așa cum pe noi ne-a interesat sistemul sanitar și la ei. Pentru că sunt foarte mulți care vin la școală pentru că hai să fiu la o școală. Ceea ce nu mi se pare corect. Chiar am auzit într-adevăr ce spuneți dumneavoastră, păi că nu are papu, dar așa e legea, trebuie să-i înscrie. Păi da. Bine, că nu e nevoie să știe matematică pentru a... Nu știi matematică, dar totuși, când se spune 2 mililitri din mililitri dintr-o anumită substanță și unul din alta, îți trebuie matematică. Da. Nu. Sunt cazuri în care, dar ce înseamnă mililitru? Totuși. Bun, deci voi sunteți hotărâți să plecați peste hotare când veți, dacă vi se oferă. Deja, din câte am înțeles, tu ai oferte spre țări străine. Da. Acum vedem și dacă vei fi lăsat să practici această meserie în afară, dacă nu se vor schimba legile. La noi tot se schimbă așa de la o zi la alta legile astea. În medie, se spune că circa 6.000 de cadre medicale, asistenți, doctori, părăsesc în România. Într-un fel sau altul, excursia asta a fost benefică pentru voi. Cei de la conducerea instituției au făcut un lucru extraordinar, că v-au trimis în afară, la Bruxelles, să mai spunem o dată celor care ne urmăresc. Ați venit cu idei noi, ați văzut ce se întâmplă în afară și parcă nu vă mai vine să rămâneți în țară, să profesați, decât în anumite condiții. Da. Așa este. Dacă ar încerca să schimbe ceva, să mărească niște salarii, să doteze spitalele, să
Chiar... Ei și procese de dotate. De ultimă generație. Da, erau spitale noi. Și noi cu aparatură de ultimă generație care le-am închis, da. Acum autoritățile locale să chinuie să le redeschidă. Eu ce să vă spun, vă mulțumesc că ne-ați împărtășit și nouă câteva din lucrurile pe care le-ați făcut, le veți face în următoarea perioadă. Sper să vă mai am alături de mine aici în studio la Vrancea Media. Sper să ne mai vedem și să ne auzim peste câțiva ani și sper ca o parte dintre voi măcar să rămână aici în țară și să aud că există condiții în România, că există o salarizare, că sunteți mulțumiți de faptul că ați urmat cursurile acestei școli post-liceal sanitare Vasile Alexandri și că a fost un lucru bun ceea ce ați făcut voi și pe viitor veți încerca să ajutați alte persoane, să salvați viața altor persoane, pentru că, vedem, voluntariat ați făcut de-a lungul timpului și nu va fi ceva greu pentru voi, nu va fi o noutate. Vă mulțumesc încă o dată. Noi o să ne mai revedem, doamnelor și domnilor, la o altă ediție Social Media. Până data viitoare, rămâneți cu bine. La revedere!